Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Aprilie va duce balanței o mulțime de surprize, inclusiv nu foarte bune. În această primăvară, balanța va trebui să aibă grijă de corpul propriu. Probleme te așteaptă la locul de muncă, dar sunt rezolvate rapide dacă poți găsi un limbaj comun cu colegii și șefii tăi. Dragoste. În relația existentă, totul merge bine. Principalul lucru este ca tu însăți să nu te înșeli cu speranțe false dacă îl iubești cu adevărat pe alesul tău. Dacă această problemă te chinuie de multă vreme, atunci este timpul să te așezi la masa negocierilor și să discuți despre această situație. Nu ceda în fața slăbiciunilor de moment, nu mai călca pe aceeași greblă. Te vei confrunta cu neînțelegerile prietenilor. Va apărea o situație neplăcută care va ajunge la o ceartă serioasă. Ca să nu se prelungească, arată noblețe și fii prima care merge la împăcare. Dacă ești martoră la o ceartă între cei dragi, o vei putea preveni datorită priceperii tale. Sănătatea. Balanțelor le place să lase lucrurile pentru ultimul minut. Acest lucru este valabil și pentru sănătatea ta, care te poate dezamăgi. Ia-ți corpul în serios. Acum poate exista o defecțiune a sistemului circulator. Asigură-te că consulți un medic și faci analizele de sânge necesare. Amintește-ți și despre sănătatea dentară. E timpul să vindeci cariile cronice, să faci tratament ortopedic. Ești predispusă la răceli în aprilie? Nu uita să te îmbraci mai cald în ciuda vremii calde. Dacă te simți rău, începe imediat tratamentul, altfel riști să mergi la spital și să stai câteva săptămâni, ceea ce va fi foarte dezamăgitor. Banii. Balanțele au probleme cum funcționează o înțelegere. Dacă vrei să ieși dintr-o situație neplăcută, atunci contactează-ți colegii sau conducerea pentru a-ți explica totul. Nu-ți fie teamă că poți fi concediată pentru un act care necesită clarificări. Există posibilitatea ca cineva să dorească să pună la cale sau să te atragă într-o situație neplăcută. Oamenii de afaceri ar trebui să se gândească la cine îi înconjoară. Atunci când semnezi titlul de valoare, consultă-te cu avocații sau persoane cu cunoștințe în care ai încredere. Situația financiară este relativ stabilă, dar nu trebuie să faci promisiuni mari, mai ales când vine vorba de imobiliare. Dacă îți poți investi banii într-o afacere mare, atunci așteaptă până la sfârșitul lunii aprilie. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!